Dumneavoastră, într-un interviu recent, ați confirmat că există întâlniri periodice cu cei din PSRM pentru ca să fie discutat agenda parlamentară. Exact. Și noi am văzut-o pe doamna Ivanov, imediat după acest interviu, am văzut-o pe doamna Ivanov la președinție, la Igor Dodon. Întrebarea, cu cine dumneavoastră discutați? Cu PSRM sau cu președintele Dodon? Discutăm cu PSRM-ul și aceste întâlniri au loc la Parlament, împreună cu președintele Parlamentului, doamna Greceanu. Periodic poate participa și premierul Chicu, poate participa și domnul Dodon, nu este neapărat de fiecare deci, dată. Și domnul Dodon a participat la aceste întrevederi? A fost la câteva întrevederi și Cât de periodice sunt acestea? Ne străduim o dată pe săptămână, acum când am intrat în activitate parlamentară, nu neapărat de fiecare dată este aceeași componentă. Aveți o zi fixată pentru asta? Nu este o zi fixată. Ne dorim și în marea majoritate cazurilor este luni seara. Dacă nu întotdeauna luni, poate fi și marți, poate fi și miercuri, dar ne străduim acest lucru să se întâmple până la ședințele plenare. Din toate aceste întrevederi periodice care deja au avut loc, de câte ori a participat premierul Chicu și președintele Igor Dodon? Eu cred că de două ori undeva au participat. Dar ce, de exemplu, a avut președintele țării cu aceste întrevederi sau premierul Chicu cu aceste întrevederi când e vorba despre conlucrare între două fracțiuni, PSRM și PDM? Păi, ulterior trebuie să vină niște proiecte în Parlament care vin din partea guvernului și desigur că ne consultăm. Sunt inițiative legislative și proiecte de legi care vin de la guvern. Și este firesc ca prim-ministru să se asigure că aceste inițiative vor avea susținerea majorității parlamentare.